sana bir haller oldu. Tavırlarım çok değişti. Bilmediğim bir şey mi var? Aklımda ayrılık varsa bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye. Kolay mı benden kurtulmak? Bilmediğim bir şey mi var? Hayır. Mihăileşteni, cetățeni din Burbucata, Iepurești, de unde sunteți, vă spunem bine ați venit la această frumoasă piață IRIS Agroalimentară. Astăzi se face inaugurarea. Avem plăcerea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul prefect al județului Giurgiu, Robert Cristoi, și pe domnul senator Cezar Măgureanu, pentru că am zis, pentru noi, pentru Mihăilești, această piață este o investiție foarte frumoasă, care o să ne ajute în cumpărături, în tot ce vreți să faceți dumneavoastră pentru familiile dumneavoastră. E o treabă foarte bună. Și am zis să facem această inaugurare cu puțin fast, ca să fie cât mai frumos. Domnul prefect, două cuvinte, dacă vreți. Da, mulțumesc, domnule primar. Vreau să felicit această inițiativă. Orașul Mihăilești este un oraș în plină dezvoltare. Se vede de la început, de cum intri în acest oraș, că el este în plină dezvoltare și, să zic așa, în reconstrucție. Un indicator este și această piață care se va deschide astăzi și îl felicit pe domnul patron care este aici de față și care a avut această inițiativă și sprijinul autorității locale. În afară de acest lucru pot să spun că a venit și Orientul în mijlocul Mihăileștiului și cu această ocazie toți cetățenii care sunt aici de față au prilejul să se bucure de aceste avantaje ale acestei piețe agroalimentare și îi doresc mult succes în această activitate. Bună ziua! Sunt giurgiuvean și pot spune că sunt un bun prieten al domnului Mihai Dobre și sunt mândru că fac parte din același partid cu dânsul. Sunt omul care vin des în localitatea, în orașul Mihăilești. Am urmărit cu interes toate investițiile pe care dânsul le-a inițiat și care vor fi inițiate în orașul Mihăilești. Și vreau să vă asigur de tot sprijinul meu din partea legislativului Parlamentului României pentru dumneavoastră, pentru domnul Mihai Dobre. Vă doresc mult succes și succes inițiatorului acestui proiect. sana bir haller oldu. Tavırların çok değişti. Bilmediğim bir şey mi var? Aklında ayrılık varsa bir ömür sevsem de yetmez.